Clericii din Episcopia Sălajului au participat astăzi la conferința pastoral-misionară semestrială. Lucrările ședinței s-au desfășurat la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, fiind prezidate de Preasfințitul Părinte Petroniu. Tema anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor a fost discutată astăzi la Catedrala Episcopală din Zalău, în cadrul conferinței pastoral-misionare. Referatul intitulat Biserica și Spitalul a fost susținut de părintele Florin Adrian Hosu, de la parohia Sălăjeni, protopopiatul Cimleu Silvaniei. Ne întâlnim la conferința de primăvară, în anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, și anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de argint în Patriarhia Română. Cu acest prilej, părintele Hosu va susține lucrarea Biserica și Spitalul, lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorului ei pentru îngrijirea bolnavilor. Încă de la întemeire, Biserica s-a plecat cu multă compasiune și dragoste spre cei aflați în suferință și boală, după modelul samarinanului milostiv. Samarinanul milostiv nefiind altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos. Știm faptul că în omul bolnav suferă Hristos Dumnezeu, în doctor vindecă Hristos, în preot dezleagă Hristos, iar grija pentru cei bolnavi își aduce multă plată de la Hristos Dumnezeu. Să căutăm să primim această plată de la Hristos Dumnezeu, plată care ne va împlini. În cadrul întâlnirii, profesorul Marian Albert de la Colegiul Național Silvania din Zalău a primit din partea ierarhului în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2023-2024 titlul de profesorul anului. În urmă cu 7 ani mă aflam aici în Catedrala Episcopală din Zalău, în calitate de absolvent al Liceului Ortodox Sfântul Nicolae, promoția 2013-2017. Astăzi mă simt onorat să mă întorc aici în calitate de profesor al Colegiului Național Silvania, primind titlul Profesorul Anului din partea Episcopiei Sălajului. Îi mulțumesc Preasfințitului Părinte Petroniu pentru binecuvântare, încredere și pentru acest titlu care mă onorează, dar în același timp mă și obligă ca pe mai departe misiunea mea să fie dusă la cel mai înalt nivel. În Episcopia Sălajului se află 205 parohii și 9 așezăminte monahale, în care slujesc 243 de clerici.